Deci, fetili originali Lili. Lili, Lili. Eu sunt Papa Cioc. Deci, dacă aș fi târfă originală, cum visam eu să mă fac curvă, mi-aș pune nume de gagiu. Și mă cheamă Papa Cioc. Și după aia îmi zic, ciocănătarea Udi Udi. Îi zic, a, uite ce față de ciocănitoare tare are. Și aia, cum ești ciocănitoare? Dar îmi place viermușul tău. Ce-ți place gulașul? Nu, că nu sunt un guraică. Dar îmi place la guriță. Sunt un guriță. Ce naționalitate ai? Am singura naționalitate, unguriță. Păi cum te cheamă, Ozosep? Oh, ochilene, ochere, chec. A, dacă vreau și la chec. Cum? Și la chec? La cozonac? Nu, nu-mi place de la munțean cu cozonac. Că e plin de cacao. Păi ai zis că la chec. Netă cu cacao, checu. E, dar e altfel de cacao. Nu e același cacao, nu? E cacao altfel. Și ce nu-mi place cozonac, că e și plin de rahat. Păi cum? Plin de rahat? Noi când facem cozonac, îi băgăm cu cacao și plin de rahat. Nu ne putem abține. E și plin de rahat. Păi rahatul nu e dulce, da? Și cum faci? Uite așa e și eu gândit. Da. Vrei o Papa Cioc? Ăla, o, exact. Te link și la o-o. La o-o, o-o, fată. Da. Tu ești Horia, Coșca și Crișari. Stai pe o-o letale. Păi tu n-ai o-o. Eu am doar unul pe lună. Sau poate două, sau poate trei, da. Aia e mai rar. Cum? Atunci se face ovocitul? Doar atunci. Tu ai ouă tot timpul. Ești cloșcuță. Ăla sunt cloșcuță, da. Ești țăranul ăla rebelic, care avea floci în cap cu chelie. Ăla, păi n-am floci cu chelie. Am floci creți. Au! Iar începi. Poți să rămân continuu. A zis, băi, Trimon, mie îmi place de la visul meu, de la viață. Să mă vedat toată viața în ceață. Dacă văd floci cu chelie, zici că ești la mulți ani. Bă, cum sunt la mulți ani? De... Știi cu cine se mentu cloșcuță? Ăla cu cine? Cu un rapsod? Stai că-l bagă pe ăsta acum, de la mulți ani. Cum îl cheamă? Nu știu. Chelie cu floci. Și ăla cum? Oamenilor de lumea întreagă, la mulți ani, la mulți ani. Cântă așa, nu? Cântă de alea originale. La mulți ani! Amă, că nu face la chiar halos. Dacă ar face... S-ar face de legume fructe. Îți dai seama câte roșii și cartofi aruncă la băiat. Ăla trebuie să-ți ia și papuriță pe scenă. Zice la nevastă, gata, am făcut cumpărăturile. Aia cu... Le-am cântat la aia ceva. Și m-au umplut de roșii și cartofi. Aia, bă, e bine,
faci, mă, ciorbulină? Ciorbulină? Păi, cum cu bulină? Și după aia îl băgăm în borcanetilii, care le place la fetilii, și ne uităm la gule. La vulevu? La vule gule. Și după aia urlăm. Vine cu tremurul! De ce? Mă uit în bule. De ce? Avem profesor de fizică care se uită în bule. Marius Ducă, săracul, văd că s-a apucat să scrie și asta poezia. Zic, bă, hai că mă apuc. Știu poezii. Te iubesc pentru totdeauna, chestia asta, știi, cu iubire. S-a stricat Marius Ducă, atunci pare rădea. Era la perioada lui de colorie. Eu, ca telespectator, mă uităm așa. Am zis, băi, e incredibil. Și ăla ne explica, bă, dar mă convingea. Băi, mă uit la pule. Am zis, wow. Și de ce e din pule? E multe pule pe aici. Bă, wow, ăsta știe toate bancurile cu pulă. Are mai multe bule.